Întrebarea zilei. Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian? Dar oare bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei. Salutare, dragi prieteni ai întrebării zilei. Avem un invitat special și anume pe Cătălin Marin, Van Damme de România. Salut, Cătălin! Salut, salut! Acest Van Damme, mai cunoscut decât Van Damme adevărat în România. Mulțumesc pentru invitație, Gabi. Uite că în sfârșit am reușit să ne vedem și online, că noi am tot vorbit. Hai să facem întrebarea zilei și cu tine, Cătă, dar noroc cu autoritățile că ne-au interzis evenimentele, că uite, am reușit să ne vedem. Da, altfel nu aveam timp de spectacole. Cătălin, mi-ar plăcea să-ți faci tu o descriere ca cei care ne privesc să afle de la tine ce vrei tu. Cum să mă descriu? Un tip haios, cu simțul umorului foarte dezvoltat, prietenos și foarte muncitor. Care e prima ta amintire? Băi, prima mea amintire, nu știu dacă ți-aduce aminte, erau niște pitici de cauciuc, de culoare maro, cu niște bărbuțe albe. Am și o poză alb-negru cu acel pitic. A fost prima mea jucărie și cu piticul ăla m-am jucat cel mai mult. Până am descoperit mingea și am început să dau cu piciorul minge. Și judecând cu mintea de acum, ce fel de copil ai fost? Băi, să știi că am fost un copil fericit. Adică un copil bucuros. M-am bucurat de copilăria pe care am avut-o. Mi-aduc aminte că atunci îmi doream să cresc cât mai repede, să devin adult și acum când stau și mă gândesc câte zile, cât timp am pierdut fără să fac nimic, timp în care puteam să mă joc. Acum nu mai am timp să mă joc. Asta este regretul meu, că am crescut prea repede. Parcă, nu știu, a trecut timpul ăsta, azi e luni, azi e vineri, azi e martie, azi e noiembrie, gata, s-a dus anul. Parcă trăim prea repede. Așa este și cred că cu toții ne-am dorit să ne facem mari și copiii din ziua de astăzi își doresc să ajungă mai repede mari și noi le spunem, mai stați, nu vă grăbiți, că aveți timp. Și o să vă pare rău cum ne pare nouă acum. Odată cu înaintarea în vârstă, descoperim ce am pierdut atunci când eram copii, că parcă ne grăbeam să devenim adulți. Și uite că am devenit adulți, am început să ne lovim de greutățile vieții și copilăria a rămas un pic în urmă. Bine, la noi, la bărbați, se spune că revine copilăria după o anumită vârstă, începem să dăm înapoi. Care este ultimul cadou pe care ți l-ai oferit? Când te-ai apucat ultima oară de la listă și ai zis, nu, asta îmi iau pentru mine? Asta îmi iau pentru mine, acum cred că e vreo lună de zile, mi-am cumpărat această cameră de la Logitech. Deci mi-am dorit o cameră ca să pot face live-uri, cea pe care o aveam înainte nu era atât de performantă. Bine să nu te gândești că mi-am luat cea mai performantă cameră, că asta e enorm. Am zis, nu, nu se poate. Zic, hai să găsim ceva, să fie un echilibru. Să fie un echilibru, știi? Și ăsta a fost ultimul cadou. Mi-am cumpărat o cameră pentru live-uri. Ce ai câștigat ultima oară? Experiență, ca să zic așa. Experiență, am câștigat, o pot trece la experiență, am avut un contact cu un director de televiziune, nu-i dau numele, am pierdut 6 luni în care am câștigat experiență. Adică ne-am tot plimbat de pe o ușă pe alta cu promisiuni, că, hai, că gata, facem, îi dăm drumul, pregătește-te. Și am trecut-o la experiență, adică nu am zis că mi-am pierdut timpul, am zis, băi, am căpătat experiență. Practic, de acum încolo știi cum să încasezi promisiunile. Exact, exact. Că așa știi cum se spune, aveam o vorbă, că din gură toți sunt șmecheri. Uh-huh. Dar la fapte... Dar uite, eu știu și mai multă lume știe că alături de Trăzniții ați intrat în cartea recordurilor. Da, așa este. Trebuia să intrăm de foarte mult timp în cartea recordurilor, dar având în vedere că schimbasem numele serialului, nu puteam intra.
cu toate că serialul era același. Pentru că noi, la început, când am pornit cu serialul, se numea Trăsniții în NATO. Apoi, după ce am ieșit din acea serie cu armata, s-a numit Trăsniți din NATO și apoi Trăsniții simplu. Cu toate că era același serial, datorită faptului că am schimbat numele, nu am putut intra în cartea recordurilor. Și a trebuit să mai așteptăm câțiva ani până să intrăm, dar așa ca episoade eram de mult acolo și nu cred că ne va mai depăși nimeni, pentru că la câte episoade s-au făcut e și greu să mai faci sitcom și să ajungi la atâtea episoade. De-aia noi am avut o vorbă, am spus că noi nu am intrat în cartea recordurilor, noi suntem pe coperta cărții recordurilor. Dar ce a adus în viața ta acest premiu? Îi putem spune așa sau este doar o recunoaștere? Da, este un premiu onorific. Mulți se gândesc la premii materiale. Nu, intrarea în cartea recordurilor nu este decât un premiu onorific. Ești acolo cu ceva ce nimeni nu a mai reușit să facă pe acel segment. Da, deci nu se câștigă financiar ceva, dar ce mi-a adus, ca să spun așa, intrarea în televiziune și notorietatea, uși deschise, uși închise. Apropo de premii materiale, știu că umbla un mit la un moment dat că cine intră în cartea recordurilor va primi 1.000.000 de euro. Deci s-a spulberat acest mit. O să îi împart cu tine atunci când îi voi primi. Bun, mai reglez puțin lumina, așa. Așa. Cătălin, spune-mi cum procedezi tu când ai de a face cu neprofesioniști. E greu să nu ai de a face cu neprofesioniști. Știi cum e, ca să-ți dai seama că ești prost, trebuie totuși să-ți meargă mintea. Era o zicală. Băi, ne lovim de oameni neprofesioniști puși și în funcții pentru că, na, asta e. Dar de fiecare dată prefer să evit, să las de la mine, să tac din gură și las-o așa că oricum, oricât ai încercat să-i explici că acest telefon nu este roșu, el o va ține pe lui că acest telefon este roșu. Deci de preferat, de evitat acest gen de oameni. Tu alegi să răspunzi sau nu răutăților sau invidiilor atunci când îți sunt vădit aruncate în față? Băi, normal, răspunzi. Este de datoria ta să ai un răspuns. Dacă acel om înțelege sau încearcă să argumenteze cu ceva răspunsul pe care l-a dat el înainte, poate continui discuția. Să-l faci să înțeleagă că hate-ul lui nu e ok, și poate ajunge la un numitor comun. Dacă omul o ține pe-a lui în legea lui acolo, eu cred că primul răspuns pe care îl dai este de ajuns și te oprești acolo, pentru că oricum nu vei ajunge nicăieri. Cât timp ai jucat în Trăsniții? Din 2002 până în 2017. Cam așa, 2017-2018, sezonul de toamnă. Ruptura acolo de ce s-a produs? Datorită invidiilor sau datorită neprofesionalismului? Băi, sunt mai multe cumulate. Știi cum e, în decursul atâtor ani de televiziune, se adună frustrări, dorințe pe care le ai de mai bine, de altceva. Dar ruptura s-a produs pentru că ne și doream să facem altceva. Eu am tot zis că trebuie să aducem îmbunătățiri. Nu mai putem continua pe linia pe care ajunsesem. Pentru că deja ne luptam cu alte producții care ne depășiseră cu mult la imagine, la texte, la joc, la improvizație, la tot. Ne uitam la Sfierbinți, era pe val. Noi, în loc să creștem sau măcar să rămânem acolo unde ajunsesem, ușor, ușor, începusem să coborâm și am zis, trebuie să venim cu altceva, cu ceva nou, cu investiție în decoruri, să schimbăm, să ne reinventăm într-un fel. Cu toate că mi-am dorit să oprim serialul atunci când era sus
și să încercăm să facem altceva. Am zis, băi, bună, am intrat în cartea recordurilor, am depășit tot ce se putea depăși, am atins recorduri bune și în audiență, dar gata, e de ajuns. Punem stop și facem altceva, decât să o luăm pe panta asta la altă, descendentă, pentru că ne va fi mai rău, mai greu să ne ridicăm și să ajungem înapoi acolo sus. Și la un moment dat, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu colegii care au rămas, ne-am separat. Am zis, băi, vrem și altceva să facem. V-ai auzit, bănuiesc, că se închid. Da. Am auzit și eu zilele astea că se va opri serialul. Așa cum ți-am spus, Gabi, băi, era și normal că la un moment dat se va opri serialul. Îmi pare rău că nu am mai continuat în formula care ne-a consacrat. Pentru că dacă ne reinventam un pic, dacă făceam totuși o investiție în a schimba ceva, cred că ar mai fi mers serialul. Dar s-a rupt acolo și el a mai mers din inerție. Am mai mers din inerție un pic și era normal să se oprească. Pentru că oricum nici ratingurile nu mai erau cele care ar fi putut să-l țină pe post. Niște efecte, niște metrics băgat. Cum ar fi fost să mă vezi? Lasă-te pe spate! Care da, este totul are un sfârșit. Poftim? Zic, totul are un sfârșit. Așa este. Noi vrem și altceva să facem. Și uite că am reușit. Spectacole prin toată țara, spectacole străinătate. Din păcate acum... Știi și tu, Gabi, a venit nenorocitul ăsta de COVID și uite, ne stăm în case și vorbim online. Chiar ai observat vreo schimbare în comportamentul oamenilor de când poartă aceste măști? Știi ce nu-mi place? Că nu mai vezi fețele oamenilor. E zâmbitor, e trist. Înainte mă uitam la expresiile lor și transmiteau ceva acei oameni. Acum fiecare cu masca... Nu știi ce transmite acel om, îi vezi doar privirea. Majoritatea oamenilor cu priviri triste. Apropo, încă o schimbare în rău pe care a adus-o acest virus. Am avut spectacol la Teatrul de Vară din Jupiter și următoarea zi a avut Doru Octavian Dumitru. Și vorbeam cu Doru după spectacolul nostru. Și spunea Doru, băi, Vanda, s-au înrăit oamenii. În loc să fim așa și să ne ajutăm unii pe alții, dacă pot să te fur pe tine, o fac fără nici cel mai mic regret. Asta apropo de cei cu sălile de evenimente. Spunea Doru, nu pot să-mi iei aceea sumă de bani pe care mi-o luai atunci când eu puteam să intru în sală cu 800 de oameni. Tu îmi ceri să intru în sală cu 200 de oameni, dar îmi ceri aceeași chirie pe sală. Nu mai pot, da, pentru că nu am atâția oameni. Și spunea Doru Octavian Dumitru, Van Damme se joacă foarte puțin. Suntem noi care jucăm pe litoral, în țară nu joacă aproape nimeni, pentru că nu-și mai pot permite să plătească sălile. Da. Și spunea și Doru, suntem hoți, ne furăm căciula unul altuia. Eu i-o fur lui, tu mi-o fur mie, el la rândul lui ți-o fură ție. Este un cerc din care nu câștigă nimeni. Ne furăm toți fără a evolua. Da, ar trebui să se pună oamenii la o masă și să se împartă pâinea în câți oameni sunt. Exact. Zic că ar trebui să fie înțelegere, pentru că sunt vremurile de așa natură în care dacă nu există înțelegere și pentru celălalt, nu e ok, pentru că nu vom răzbi, nu vom ajunge la capăt împreună. Exact. Uite că vorbim despre chestia asta, aș vrea să schimbăm puțin registrul, exact. Și voiam să te întreb care consider că este principala calitate a poporului român. Băi, eu zic că suntem niște oameni muncitori. Nu știu dacă ai văzut peste tot pe unde ne ducem pe afară, ca mână de lucru, suntem și foarte ieftini, dar și foarte productivi. Am prieteni care lucrează prin țări străine, în diferite domenii și sunt foarte apreciați. Și pentru volumul de muncă pe care îl fac și pentru ceea ce fac.
Acum, că printre noi mai există și uscători, bă, n-am ce să zic, că unii se duc la altă muncă, că unii mai păcălesc munca, în loc să venim la 9, la cât ne cere patronul, noi venim la 10, până ne bem cafeluța să face 11, pormă vine prânzul, ne luăm masa și hai că a trecut și ziua de azi, mai sunt și dăștea printre noi. Dar ce vreau să-ți spun, apropo de noi ca nație, eu zic că suntem foarte muncitori. Și dacă... înainte știi că mai era o vorbă, scuză-mă, Gabi, mai era o vorbă că suntem și foarte primitori, mai ales pe la țară când te duceai, îți spunea românul nostru pe masă, băi, tot, hai pâinica, hai țuiculița, hai să îți pun și un boț de mămăligă cu niște brânzică de vacă. Și foarte primitori eram. Din păcate, uite că viața grea ne schimbă și partea asta cu românul primitor, cel puțin la oraș, s-a pierdut. Pe la țară încă mai sunt oameni care îți deschid poarta și te primesc la ei în curte. Ce părere ai despre hazul de necaz pe care îl face românul? Îl ajută sau cumva îi pune bețe în roate? Băi, nu. Eu cred că ne alimentăm. E o energie pentru noi asta. Și dacă nu am ști să facem haz de necaz, probabil nu am fi ajuns până aici, ca și evoluție. Ne e în sânge asta. Românul e caterincos. Românul, dacă poate să te ia la mișto din ceva, o va face. Uite că noi facem haz de necaz din orice, că e pandemie, că e guvern, indiferent de guvern, că nu avem ce să mâncăm, că vor crește prețurile, că nu se dau pensiile, că e nu știu care la guvernare. Deci nu contează. Noi suntem miștocari românii. Dacă ai văzut și în sport, uite, să o luăm pe asta cu sportul, bă, până nu facem noi două călcâie, până nu îi dăm mingea printre picioare lui ăla, până nu îl luăm la mișto un pic pe adversar, parcă nu suntem noi românii, că ăștia suntem, spiritul ăsta latin. Mm-hmm. Da, ne place. Ne place. Eu întrebam dacă nu ne încurcă, în sensul că, ok, am râs, am glumit, dar hai să și schimbăm, știi? Mi se pare că râdem, glumim, dar ne oprim în a schimba metehnele, știi? Da, aici ai dreptate, pentru că atunci când e să și facem ceva, bă, ne urnim mai greu. Dacă ai văzut acum, toți pe Facebook suntem șmecheri, criticăm pe ăla, criticăm pe ăla, criticăm pe ăla, dar hai să și facem ceva. Na, hai lăsa că mai scriu eu o poantă mișto acum, mai fac eu o caterincă de ăla acum repede și pără, băi, dar vezi că trebuie să te duci și până acolo să iei atitudine. Hai mă, ia mai zi o poantă bună, hai că nu mai ești catericos acum, când mai pus la treabă, nu mai, gata. Las că nu mai vorbim, gata, rupem prieteni. Hai că nu mai vorbim, îți dau bloc. Ce te enervează cel mai mult la participanții din trafic? Claxonul. Noi românii, când am ieșit din mama, am ieșit claxonând. Mă, de ce claxonezi când vezi că e bară la bară? Și hai că nu claxonează ăla care e al doilea să-l claxoneze pe la primul care e la semafor, că poate a adormit omul când s-a pus verde. Nu, claxonează al șaptelea din coloană. Mă, unde să se ducă al șaselea, al cincilea, al patrulea, al treilea, al doilea? Unde să se ducă dacă ăla primul n-a plecat? Îmi mai povestea cineva că prin alte țări, bă, cum s-a dat verde la semafor, m-a plecat toată coloana. Zic, bă, probabil ei sunt atenți la semafor. La noi s-a dat verde până a băgat primul în viteză, până a băgat al doilea, până a băgat al treilea. Deja al patrulea s-a pus roșu. Da, da. Dar asta mă enervează cel mai mult. Bă, de ce claxonezi? Prin alte țări, nu știu, uite, am fost la Fimiu, cât a fost în Irlanda, pe cuvântul meu, dacă am auzit vreun claxon. Și îmi zicea și Fimiu, ce claxone, tată, nu există. Așa ceva nu există aici, s-a terminat. Iar dacă vrei să ieși dintr-o parcare, ăla care e pe drumul cu prioritate oprește și te lasă. Zic, bă, ce-i mă, băi, ce-i mă țărănie asta? Ce-i mă țigănie asta? Păi cum să-l lași pe ăla să iasă? Păi pierzi timpul, mă, vum, îl și clasonezi. Băi, stai dracu acolo unde te baci. Ce îi sfătuiești pe cei aflați la început de drum în domeniu? Ce sfat le-ai dat? Băi, sunt multe sfaturi. Să știi că
Ce am învățat în decursul acestor ani, că tot ce am făcut la școală, bă, nu m-a ajutat. Deci, pe bune, experiența te ajută mai mult decât ce înveți tu pe băncile școlii. Asta este în orice domeniu. Iar pentru cei care sunt la început de drum, le spun atât. Vă veți lovi de foarte mulți oameni incapabili. Dacă sunteți buni, dacă sunteți perseverenți, cu siguranță veți reuși. Dar vă veți lovi de foarte mulți oameni pe care mulți dintre voi tinerii îi numiți dinozauri și televiziunii și ai filmului românesc. Că așa se spune. Măi, nu avem loc de dinozauri ăștia. Așa spun tinerii. Pentru că am întâlnit foarte mulți tineri care au terminat actoria și spuneau, nu avem loc de dinozauri ăștia, că numai ei fac filme, ei sunt în televiziune, ei sunt peste tot. Dar uite că ai văzut și tu, sunt foarte mulți tineri care încearcă și prin teatre, și prin teatre independente, și la teatrele de stat, încearcă să dea din coate să iasă și ei în față. Foarte mulți talentați. Cu siguranță ai și tu colegi care sunt foarte talentați și uite că e greu să ieșim și noi un pic mai sus, să tragem o gură de aer mai mare decât asta pe care o tragem acum. Crezi că este firesc acest război între generații? Nu e normal. Totuși este o plajă foarte mare, e loc pentru toată lumea. Dar vezi cum e că așa e în viață. Intervine invidia, intervine buzunarul personal. De ce să-l iau pe ăla? Lasă că am eu un prieten. Îl iau pe ăla și joc cu el. Chiar dacă e mai slab decât ce am văzut la cel de dinaintea lui. Vezi, fiecare se gândește la binele lui. Până la urmă, nu se mai pune preț pe produsul final, pe ce dai tu pe televizor sau pe scenă. Nu, se pune preț pe, băi, e treabă românească asta. Băi, hai mă, ne iese nouă o șoricărie mică, o golăneală mică, hai lasă că împărțim între noi, băi, e tipic românesc ăsta. Știi? Dar ți-am spus, sunt foarte mulți tineri talentați, cu siguranță o să-i vedem, dacă se vor ridica și restricțiile, îi vom vedea și pe scenă. Dar cred că se va face la un moment dat schimbul acesta de generații și vor ieși și tinerii la suprafață. Ar trebui. Eu am pus această întrebare pentru că mi-am dat seama că de-a lungul vremii foarte puțini oameni, dinozauri, cum i-ai numit tu, au venit și m-au luat așa prietenește de umăr și mi-au zis, băi, uite, așa nu-i bine, așa e bine, să te sfătuiască. Sunt foarte puțini oameni care îți împărtășesc secretele meseriei. Da, știu, așa este, din păcate. Și uite, noi să zicem că suntem generația de mijloc, că nu suntem nici dinozauri, încă n-am ajuns, sper să nu fim atât de huliți cum sunt cei mai în vârstă decât noi, dar cu siguranță dintre cei care mă vor întreba sau vor avea nevoie de vreun sfat sau de vreun ajutor, cu siguranță voi fi altfel, pentru că atunci când tu te lovești de problema asta, încet să nu repeți aceeași greșeală pe care au făcut-o alții cu tine. Asta înseamnă evoluție. Exact. Care este modul tău preferat de a te relaxa după o zi încărcată? Să știi că înainte jucam foarte multe jocuri pe calculator. Și era un mod de-al meu de a ieși din cotidian, de a mă relaxa. Mă puneam la calculator și jucam. Ba World of Warcraft, ba World of Tanks, ba Heroes of the Storm. Și mă relaxau. Acum nu mai arde să deschid nici calculatorul, nici televizorul, să văd știrile, că mai rău mă stresează. Prefer să mai văd cât un meci, dar nu din campionatul României, okay. Că mă apucă toate alea când îi văd că calcă de două ori într-un loc și fac stop aici și sare mingea la 4-5 metri de locul în care ai făcut stop. Prefer să văd fotbal din celelalte campionate. Din campionatul Bulgariei, din campionatul Rusiei. Nu, mă uit la nemții, la spaniol. Din Rusiei și nou.
Da, Zimbru Chișinău. Bă, dar e serios. Dar uite că Ungaria se califică la toate turneele de ani de zile. Și noi, românii, îi certăm pe unguri că ne-au invadat, că ne-au luat teritoriile, că să ieșim. Noi, că le-am luat tot așa. Da, această prietenie mai animată. Da, da, da. O prietenie mai aparte între noi și Ungaria, dar nu învățăm nimic de la ei. Că uite, am avea ce să învățăm, măcar la fotbal. Să ne învețe un pic de fotbal Ungaria, că poate s-o califica și naționala noastră. Pentru prietenii care ne urmăresc, pentru cei care nu știu, Cătălin este chiar antrenor cu licența pro. Nu am luat încă, nu. N-am luat încă licența pro, am luat cartul de antrenor, am făcut cursurile, am jucat fotbal de la 6 ani până la 23 de ani, m-am lăsat din cauza unei accidentări, am făcut facultatea de educație fizică și sport, am făcut școala de antrenori, am luat carnetul de antrenor, licența B, urma să ne scriem pentru licențe, dar având în vedere că aveam filmări, aveam spectacole în țară, nu m-am mai dus să le continui, să ajung până la licența pro. M-am oprit la un moment dat, dar acum cu carantina, cine știe, Gabi, uite, mă duc să-mi termin licențele, nu? Deci, știi, mă gândesc că multă lume aud în jurul meu că se gândește să se reorienteze, să-și facă un backup, să-și deschidă un business. Practic, pentru tine drumul cumva este asfaltat. Așteptăm să te vedem, FCSB, Dinamo, Craiova, Târgu Jiu. Mai... Gabi, nu e la noi, la fotbaliști, drumul nu e asfaltat. Drumul este ierbivat, ca să zic așa. Da, da, ai dreptate, ai dreptate. Atunci, Cătălin, dă-ți pantofii jos și pune crampoanele. Să nu le-am prin dulap prin spate, ghetele cu care jucam nu le-am dat, le-am agățat în cui, le-am spălat frumos, le-am agățat în cui, le-am lăsat acolo vreun an de zile, că mi-a fost greu să nu le mai pun pe picioare, după care le-am băgat în dulap și acolo au rămas. Da? Am zis că dacă nu-mi iese cu asta, Gabi, mă apuc și pun unghii, mă. E la modă acum. Ce mai face Cătă? Pune unghii. Vreți să vă puneți unghiuțe? Veniți la Cătă că vă pune unghii. Mai bine pun unghii. Dar îmi deschid un cabinet ăsta, pun unghii cu gel. Păi da. Da, că știi că sunt mulți care își rod unghiile, mai ales de invidie, că tot vorbeam de invidie. Păi selecționerul nostru, Mirel Rădoi, nu l-ai văzut, a fost și l-au întrebat într-o conferință de presă. De ce îți rosi unghiile? Și Mirel a zis că am încercat să fac altceva, dar nu știu, a zis că e pe sistem nervos. Da, e un pic. Asta e mă la noi, asta e mă la Mirel Rădoi. Este o descărcare nervoasă când îi vezi pe aia cum joacă, normal că te apucă. Da, 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 da. Nu fi nervos că, uite, te întreb acum care este peisajul care pur și simplu te-a lăsat fără cuvinte. Apusul de soare de la Trieste. Este un apus de soare pe care nu l-am văzut în niciun colț al lumii. Și mi s-a părut ceva extraordinar. Și aș merge, de câte ori aș avea posibilitatea, aș trece prin Trieste să văd apusul de soare. Este extraordinar. Este un ponton acolo pe care mergi așa înspre mare și la un moment dat te pui pe niște băncuțe și sunt foarte mulți oameni care așteaptă să vadă acel apus de soare. Ești bucureștean, nu? Da. Născut, crescut în București, bucureștean. Ok. Dacă ar fi să schimbi orașul, care ar fi acela? Uite, mi-a plăcut foarte mult la Cluj. Mi-a plăcut foarte mult Sibiul, dar Clujul ar fi pe primul loc, dacă ar fi să mă mut în altă parte, să plec din București. Cred că Clujul ar fi orașul în care m-aș muta. Care este filmul românesc pe care l-ai revedea oricând cu mare plăcere? Îmi plac filmele românești, mai ales cele vechi, îmi plac BD-urile la nebunie, îmi plac filmele din seria Mărgelatul. Și la fel îmi plac filmele cu Sergiu Nicolaescu din seria Cu mâinile curate. Cu ce star de la Hollywood ți-ar plăcea să petreci o oră din viața ta?
Să știi că îmi place foarte mult de Keanu Reeves. Keanu Reeves, să știi că este preferatul invitațiilor mei. I-am lansat și lui o invitație, dacă dorește cumva să participe. Da? Întrebarea. Nu știam. Pe bune, au mai spus de Keanu Reeves. E super băiat, în afară de felul în care își joacă rolurile. Am înțeles că și în viața reală este un tip deosebit. Face foarte multe donații, nu trăiește într-un lux. Este un tip la fel ca noi toți, adică nu e cu nasul pe sus. Mă regăsesc într-un fel în felul lui de a fi, adică un om deschis, un om care vorbește cu toată lumea, un om care ajută la rândul lui și mai ales că el are foarte multe posibilități financiare. Am citit chiar acum de curând un articol în care spunea că după trilogia Matrix le-a luat cascadorilor cât un Harley. Bravo, exact, înseamnă că am citit același articol. Da. Că știu că a cumpărat și cascadorilor și celor din care s-au ocupat de efectele vizuale, că a spus că acolo s-a muncit cel mai mult. Da, îți dai seama că a fost un film de efect cu multe... Și oricum, la vremea aia a fost ceva wow pentru noi toți când a apărut Matrix. Da, la un moment dat apar filme care schimbă totul. Matrix a fost unul dintre ele. Exact, s-a trecut la... computerizare totală. Dispare actoria, dragă Gabi. E, nu dispare. Parcă... ușor, ușor, o să ne înlocuiască ăștia cu roboți. Doar că nu o să le facă perete verde. Și apoi la premiera filmului o să vedem și noi de fapt ce am făcut. Exact. Deci noi o să fim doar niște voci și restul vor fi desene animate, calculatoare, efecte speciale. Și băi, cine era ăla? Ăla era Gabi, ăla era Cătă, Van Damme, ăla era... Ce animal ciudat de companie ți-ar plăcea să ai? Oh! Nu ieși din comun, așa. Am văzut că ai pisica, a trecut pisica prin spate pe acolo. A trecut prin spatele meu? Da. Am pisicuța în casă, am cățelul pe Lego în curte, dar animal ciudat de companie, nu știu, poate o icoană. Din comun, Cătălin. Ieși din comun, care... Să zic că oamenii când văd animalul, e nebunul de Cătălin. Da, o iguană. Știi, să stea așa ca un bibelou, cum erau bibelourile pe vremuri, și la un moment dat, să întoarcă un pic capul așa și să și clipea. Iguana. Iguana făcătoare de minuni. Să vină toți de pe stradă la mine. Băi, unde mă duc? Mă duc la Cătămă. Are o iguană făcătoare de minuni, n-ai văzut. Cătălin, acestea au fost întrebările mele pentru tine. Mamă, Gabi, mai vreau. Da. Oricând, Gabi, cu mare drag, ne mai vedem. Mi-a făcut plăcere. Stai, Cătălin, nu te grăbi. Toată lumea când aude chestia asta îmi mulțumește. Nu mulțumi, că mai stăm puțin de vorbă, pentru că și tu trebuie să adresezi o întrebare a zilei celor care ne-au urmărit până acum. Ce ai vrea tu să-i întrebi pe oameni? Vreo întrebare care te-a frământat astăzi, în ultima săptămână, în ultimii ani? Ce ați face dacă ați fi pentru o zi președinte? Ce ați schimba dacă ați fi pentru o zi președinte? Bun asta. Cătălin, spune-mi ce planuri de viitor ai. Păi, Gabi, aș vrea în primul rând, dacă e să găsesc un proiect care ar fi pe placul meu, aș vrea să revin înapoi în televiziune. Am discutat cu mai multe televiziuni de la noi din țară și atunci când voi reuși să găsesc un palier pe care cred eu că aș putea da tot ce am mai bun, m-aș întoarce în televiziune. Ăsta este planul meu de viitor. Deocamdată nu am găsit acel palier. Toate televiziunile cu care am discutat vroiau altceva decât îmi doream eu și am zis că deocamdată să nu mă grăbesc. Dar pe viitor asta îmi doresc. Sper să găsesc și să ajung în casele cât mai multor români și să le fac inima să zâmbească. În momentul de față există vreo producție care te-ar tenta și ți-ar face cu ochiul? Nu. Nu, vreau ceva nou, dacă s-ar putea tot sitcom,
Dacă nu, avem alte proiecte pe care le-am prezentat televiziunilor. La fel, emisiuni de divertisment. Nu încerc dramă, nu că nu mi-e reșică. Probabil la câte telenovele turcești sunt pe posturile noastre, mă uit la două, trei și o să învăț să iau și o față de aia tristă, sau o privire de aia lungă. Măi, m-a trădat, am da, scos o lacrimă. Cătălin, au băgat din nou tânări și neliniștit. Te uiți acolo, dacă acolo nici un tânăr și neliniștit nu găsești privirea aia lungă. Dar ai observat că sunt cadrele alea lungi, de câte 4-5 secunde, în care camera pleacă de pe personajul principal. Nu se întâmplă nimic. Pe mine mă plictisesc alea și mai ales pe tinerii din ziua de astăzi, i-ai pierdut. Dacă nu le dai repede ceva, să fie poantă după poantă sau cadru după cadru, ei și pe telefon, când se uită, dacă nu i-ai prins, au dat skip. Gata, nu se uită. Deci ei nu stau, nu așteaptă cadrul ăla de 5 secunde, tânăr și neliniștit, mamă, s-a uitat ăla 3 secunde, după care avem o privire de altuia, la fel 4-5 secunde. Nu, tinerii din ziua de astăzi nu au răbdare. Dacă nu m-ai prins în primele secunde, n-am stat până la sfârșit. La revedere! Trec mai departe. Apropo de asta, ce faci în momentul de față? Știu că lucrezi cu... Dar spune tu mai bine. Păi, sunt prins în mai multe chestii, să le zic așa. O ajut și pe soția mea, pe Melia, care este producător de segment la Visuri la Cheie. Salutări, Melia! Am început cu Lavinia și cu Zamzu de 3 ani, de când am început cu trupa Sabotorii. Avem un canal de Facebook și de YouTube în care postăm periodic mai multe filmulețe comice pe care le facem în funcție de ce ne oferă România la momentul respectiv. Filmulețe care au foarte multe vizionări, milioane de vizionări. Avem unul care are aproape 9 milioane de vizualizări. Trupa și încercăm Sabotorii, să... nu? Da. Trupa Sabotorii, încercăm să ridicăm aceste pagini pentru că am fost bine primiți și online. Uite, vezi că încercăm să ne reprofilăm toți și actorii, dacă nu se mai pot exprima pe scene, încercăm să ne exprimăm în online. Mă bucur că suntem bine primiți și aici, Gabi. Lumea râde la ce facem noi. În momentul în care nu vom mai avea vizualizări și nu vom mai ajunge acolo unde vrem noi, cu ceea ce transmitem, eu îmi pun ghetele în cui ca la fotbal. Știi? Dar atât timp cât publicul încă ne vrea, e și păcat să ne oprim. Unde te pot găsi oamenii? Pe ce platforme de socializare și cum? Pagina de Facebook Cătălin Marin sau pagina noastră Trupa Sabotorii. Acolo mă găsiți, vedeți toată activitatea pe care o avem, atât eu pe pagina mea, Cătălin Marin, cât și pe pagina Sabotorii, împreună cu colegii mei, Zamzu și Lavinia. Gogoașă și Sofica, pe care îi știți voi din serialul Trăzniții. Am început îi salutăm pe această cale pe amândoi. Am început acest drum undeva prin toamna anului 2017 și uite că am ridicat pagina destul de bine și avem foarte mulți urmăritori. Deja oamenii ne strigă pe stradă și cu băi, Sabotorii, Sabotorilor, ce faceți? De unde numele de Sabotori? Băi, ne-am tot gândit în drum spre mare, aveam primul spectacol și ne-am dat seama că noi nu avem niciun nume. Cine sunteți voi? Băi, e Van Damme, Gogoașe și Sofica. Zic, mă, dar nu avem și noi un nume. Și ne-am pus tot felul de nume, râdeam în mașină, am avut la Medgidia, am avut spectacol. Și am pus tot felul de nume, trupa de show, trupa de râs, tot ce ne trecea prin minte. Și până la urmă Zamzu a zis, bă, dar noi suntem Sabotori, mă. Și am zis, bine, mă, Zamzu, zic, cum ar suna, mă, Sabotorii? Și Zamzu și la mine, da, păi, ăsta e, Sabotorii, noi suntem trupa Sabotorii, zic, mamă, ce comunist sună, frate, știi, ca alea de brigadă, noi suntem trupa Sabotorii și da, venim la bonită. Da, am rămas așa cu trupa Sabotorii, ne-am înregistrat și la Osim, ne-a ieșit și
sigla, suntem oficial sabotori. Felicitări! Mulțumim! Eu îți mulțumesc mult că ai acceptat să participi la întrebarea zilei. Mulțumesc și eu, Gabi. A rămas ceva nespus, nezis, ceva ce ți-ai fi dorit să te întreb și nu te-am întrebat? Bine că nu m-ai întrebat câți ani am, că mulți mă întreabă câți ani ai, Vanda. Da, pe toată lumea știe că ai 27 de ani. Da, mulțumesc frumos. De ce ai spus, mă? Uite, acum m-ai dat de gol. Îmi pare rău. M-ai dat de gol. Mulțumesc frumos și eu, Gabi, m-am simțit foarte bine, nici nu știu când a trecut timpul. Cât am stat? 10 minute? Maxim un sfert de oră. Așa. Mulțumesc frumos și succes în tot ceea ce faci, Gabi. Mulțumesc la fel, doamnelor și domnilor. Acesta a fost Cătălin Marin Van Damme sau Sabotorul din trupa Sabotorii. Mulțumim mult că ați fost alături de noi până la sfârșit. Salutări și partenerului Media, pagina de media.ro. Salutări tuturor și numai bine! Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian, dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine i-ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian, dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine i-ar face rău? Eu te întreb...